Gest irresponsabil al unui contrabandist de țigări din comuna Santa Mare, județul Botoșani. Când s-a trezit cu polițiștii la poartă, bărbatul a dat foc baxurilor de țigări deținute ilegal ca să distrugă probele. Numai că flăcările s-au extins și au ajuns la casa în care se aflau cei trei copii ai săi. Oamenii legea au observat că din grădina gospodăriei iese fum, iar ușa locuinței fusese cuprinsă de flăcări. Polițiștii ajutați de pompieri au reușit să stingă focul. Din fericire, copiii au scăpat teferi. Ulterior, poliți îşte au descoperit în gospodăria suspectului patru colete de țigări netimbrate. Bărbatul a fost reținut. El este cercetat pentru infracțiunea de contrabandă.